Ne citesc gândurile și n-au nevoie decât să ne privească în ochi. Este concluzia unui studiu care explică ceea ce mulți bănuiau deja, că animalele au un al șaselea simț. I love you. Good girl. Puțini câini știu să exprime intonații asemănătoare vorbirii, dar aproape toți sunt capabili să citească gândurile și intențiile stăpânilor. La această concluzie au ajuns și cercetătorii din Ungaria. Could you go give me some milk, please? Câinii știu să interpreteze perfect limbajul de dincolo de cuvinte. Și nu vorbim doar de gesturi, ci și de privirile sau expresiile feței, arată un studiu la care au luat parte aproape 30 de căței voluntari. Studiile anterioare arătaseră că patrupedele pot citi gândurile copiilor, cu condiția să fie vorba despre bebeluși care nu au împlinit încă 6 luni. Calitățile de medium ale câinilor sunt cunoscute însă cu siguranță doar într-o măsură mică.